Bun găsit, dragii mei! Astăzi este luni, iar astăzi nu vom avea vlog, pentru că eu m-am hotărât ca astăzi să fac produse terminate. Am strâns aici câteva produse pe care le-am terminat și pe care vreau să vi le arăt și vouă. Am văzut că acest gen de filmuleț vă place vouă cel mai mult, pentru că am mai filmat unul și acolo s-au strâns cele mai multe vizualizări. Așa că am zis că dacă chiar vă place așa mult filmulețul cu produse terminate, să mai fac unul. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canalul meu de YouTube și să vă rog pe cei care n-ați făcut-o încă să o faceți, să vă abonați și voi, pentru că am nevoie de fapt de încă 10 abonați pentru a avea 50 de abonați și pentru a putea face un Q&A. Așa că dacă vreți să aflați mai multe despre mine și despre familia mea, nu uitați să vă abonați, să mă ajutați să fac cei 50 de abonați pentru a putea face Q&A. Bun, acum haideți să trecem la treabă și să vă arăt produsele pe care în vreo 2-3 săptămâni sau nu știu cât a trecut de când am filmat celălalt filmuleț cu produse terminate, am reușit să le strâng. Am terminat aici o cremă de față de la L'Oréal Paris. Așa arată crema. Acesta este cel de-al doilea tub pe care l-am terminat. Primul tub l-am terminat înainte să mă apuc de YouTube. Ce pot să spun despre această cremă de față? E o cremă foarte bună, deci mie îmi place foarte mult. Și costă doar în jur de vreo 11 lei, cred. Așa că când o să mai am nevoie de crema acum am, dar când se termină, dacă nu găsesc alta care să-mi placă, cu siguranță o voi recumpăra pe aceasta. Eu o recomand, îmi place foarte mult și, după cum am spus, cu siguranță o să o recumpăr. Bun, am mai terminat pastele acestea de la Barilla, de fapt sunt spaghete, nu sunt paste, spaghetele acestea. Nouă ne plac foarte mult. Sunt niște spaghete super bune, îmi plac că nu se lipesc. Și cu siguranță o să le recumpăr. După părerea mea, pastele, spaghetele și toate ce mai fi de la Barilla sunt cele mai bune. Și le recomand. Am mai terminat aici un odorizant de cameră de la Ambipur. Îmi place foarte mult cum miroase. Mai este foarte puțin în el. Ceea ce nu-mi place este faptul că atunci când îl pulverizez în cameră, nu prea se menține mirosul și plus de aceea nu îmi place că în momentul în care pulverizez cu el, cade toată soluția, compoziția, ce-o fi în el, cade pe jos. Deci dacă dau pe perdele, de exemplu la geam, toate geamurile se stropesc cu acest odorizant, deci cu soluția dinăuntru și asta nu îmi place. În rest, el miroase frumos, dar nu persistă, cel puțin mie nu, poate dacă dau foarte mult, atunci își menține mirosul, dar dacă dau mai puțin, nu își menține mirosul și plus v-am spus, cade pe jos, miudă, dacă dau pe pat, de exemplu, pulverizez așa în sus și dau, cade toată pe pat și toată soluția și mi se udă pătura de pe pat sau ce, sau perdelele, v-am spus, deci se udă, nu știu dacă o să-l mai recumpăr. Aici am mai terminat detergent de rufe de la Persil cu lavandă. Eu nu suport lavanda, mie nu-mi place mirosul de lavandă. Nu știu, poate o să vi se pară ciudat că am văzut că multora le place mirosul de lavandă. Mie nu-mi place, dar nu știu cum se face. Că de multe ori cumpăr ba detergent, ba odorizant de cameră, acesta nu, dar altele am mai cumpărat tot cu miros de lavandă, deși nu o iubesc și nu îmi place, nu știu cum se face că tot așa cumpăr. Ce pot să spun? Acesta miroase. Îmi place mirosul, așa, să-l simt aici, pe mirosul de detergent, dar nu-mi place mie mirosul de lavandă. Așa cum miroase
Aici îmi place, dar să simt eu permanent mirosul de lavandă, nu-mi place, nu știu de ce. Acest detergent este un detergent foarte bun, a fost la 2 kg. Spală rufele foarte bine. Și nu știu, nu prea miroase pe rufe. Bine, folosesc și balsam și poate de aia n-am simțit mirosul. Dar cu siguranță o să-l mai recumpăr. Nu știu dacă tot cu lavandă, dar o să-l cumpăr pentru că îmi place. E un detergent bun și cu siguranță o să-l recumpăr. Aici aproape am mai terminat o pastă de dinți. Spun aproape am terminat-o pentru că mai este în ea, după cum se poate vedea, dar nu o mai folosim, așa că va ajunge la gunoi. E o pastă bună de dinți. Acum avem Colgate și nu știu dacă o să mai recumpăr din aceasta. Poate așa, nu știu, pe viitor, nu știu. Aceasta oricum va ajunge la gunoi, deci o recomand. E o pastă bună de dinți, nu pot să spun că nu e. Dar nu știu dacă o să mai recumpăr. Poate pe viitor. Aici am mai terminat Dermomed, gel de duș. Pe acesta îl cumpăr de fiecare dată când cumpăr un gel de duș. Acesta este baza. Acesta a mirosit foarte frumos. Acum am la baie unul care miroase și mai și, adică și mai frumos ca acesta. Da, și de fiecare dată când am nevoie, recumpăr acest gel de duș pentru că îmi place foarte mult. Este la 1000 de mililitri și cu siguranță o să-l recumpăr de fiecare dată. Îl recomand și eu îl cumpăr de fiecare dată când am nevoie. Nati, după cum v-am spus, a mai terminat, după cum am spus în filmulețul celălalt cu produse terminate, stixuri. Deci, nu știu de când s-a apucat ea așa grozav cu stixurile, dar îi plac la nebunie. Până acum n-am mai mâncat în pachet așa mare. Sunt niște stixuri foarte lungi și puțin mai groase decât cele în pachet mic. Au costat 1,50 lei. Sunt cu sare și sunt foarte bune. Nu știu, de când a început Nati să mănânce din acestea, îmi plac și mie. Și da, cu siguranță sunt de la Croco și cu siguranță o să le mai recumpărăm. Bun. Aici, aproape că am mai terminat o cremă de față cu ulei de cătină și măsline. Este o cremă anti-rit de noapte pentru ten normal și mixt. Spun aproape am terminat-o pentru că mai am puțin în ea. Miroase bine. Când era puțin mai multă cremă în această cutie, lăsa un fel de lichid, așa galben, și de atunci nu m-am mai dat cu ea. Nu. Și nu îmi place pentru că nu intră deloc în piele. Îmi rămâne crema pe față așa, nu știu cum să spun, deci nu intră în piele. Se vede că a rămas pe față, mi-ngrașă fața de la ea, nu mai recomand și cu siguranță nu o să o mai recumpăr nici eu. A costat doar 13,10 lei, dar nu. Nu recomand și aceasta cu siguranță nu o să o mai recumpăr. Bun. Nati, am mai terminat aici un șampon uscat de la Wash & Go. Vreau să vă spun că acest șampon uscat i-a plăcut cel mai mult de la Wash & Go. Mai are de la Dove, dar nu e prea încântată de el și am mai avut de la Batist. La fel, nici de acela n-a fost foarte încântată. Însă acesta a spus că îi place foarte mult și că îi curăță părul și a zis să îi mai cumpăr din acesta pentru că pentru ea a zis că e foarte bun. Eu nu folosesc, dar ea folosește pentru că îi se îngrașă părul foarte repede și atunci tot la 2 zile trebuie să facă baie. Și câteodată mai se dă și cu acest șampon uscat. Deci îl recomand. Dacă ei a zis că e bun și a zis că îi place, atunci eu îl recomand și cu siguranță o să-l recumpăr. Am mai terminat aici. Saci menajeri.
super rezistenți, de la Optima. Au fost 15 bucăți, 35 de litri. Nu știu cum să vă arată așa. Sunt niște saci de culoare albastră, dar sunt foarte rezistenți. Atâta defect au, pot să spun că nu au șnur. Dar sunt de la Sano, după cum vedeți aici și aici. Dar sunt foarte buni și sunt la, după cum am spus, 35 de litri. Și cu siguranță o să-i recumpăr. Au fost și foarte ieftini, vreo 2 lei și ceva au costat, deci cu siguranță o să-i recumpăr. Și îi recomand. Am mai terminat aici hârtie igienică de la Perfex. Așa arată. Sunt 10 role cu 3 straturi, dar nu o recomand. E foarte, în primul rând, e o hârtie foarte mică, deci nu o să mai recumpăr. Plus că e foarte și foarte subțire strat, sunt foarte subțiri straturile, chiar dacă sunt 3. Sunt foarte subțiri și nu, e și puțin pe rolă, puțină hârtie pe rolă, deci nu o să o mai recomand. Și, de fapt, nu o să o recomand și nu o să o mai recumpăr. Cu siguranță nu o să o mai iau, pentru că nu-mi place și oricum se termină foarte repede, că e prea puțin. Am mai terminat aici o ciocolată Milka cu cremă cu smeură. În ultimul timp, aceasta este preferata mea și a lui Nati, cu smeură și cu căpșune mai este, tot cu cremă de căpșune. Credeți-mă că am avut vreo 4-5 din acestea, dar nu le-am mai pus pe toate, pentru că aproape în fiecare zi cumpăr câte o ciocolată din aceasta. După cum am spus, mie și lui Nati ne place foarte mult această ciocolată și da, cu siguranță o să o recumpăr. Mai am încă o ciocolată, am terminat aici, Poiana, tot cu cremă, dar cu căpșune. Și aceasta este o ciocolată foarte bună. Este un pic mai ieftină decât Milka, dar la fel de bună. Și cu siguranță o să o recumpăr. Și ultimul produs pe care l-am terminat și pe care, bine, am mai terminat mai multe produse, dar nu le-am mai pus aici. Este acest balsam de rufe de la Semana. V-am spus, acest balsam este preferatul meu. Scrie și pe el extra proaspăt. Chiar miros hainele aproaspăt. Este un balsam pe care cu siguranță, deci miroase super, cu siguranță o să-l recumpăr de fiecare dată. Acest balsam întrece și balsamul de la Sevi și de la Cocolino și de la ce mai fi, de la Maxima. Cel puțin pentru mine, acest balsam le întrece pe toate celelalte pe care le-am spus și pe multe alte balsamuri de haine, acesta este cel mai bun. Deci îl recomand și cu siguranță o să-l recumpăr la nesfârșit. Are 1,7 litri are, da? Și miroase super. Și vreau să vă spun că acest balsam își menține mirosul și pe rufe. Deci miros rufele demențial cu acest balsam și v-am spus, îl recomand și o să-l recumpăr de fiecare dată. Bun. Acestea au fost produsele terminate pe care am reușit să le strâng. Bine, au mai fost, după cum am spus, mai multe, dar nu le-am mai pus aici. Pentru că și așa ieșea un filmuleț foarte lung și așa avem 14 minute deja de când vă arat, am 14 minute de când vă arat produsele. Sper că v-a plăcut și acest filmuleț și v-au plăcut și produsele pe care eu am reușit să le strâng, produsele terminate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apreciați acest filmuleț cu un like și nu uitați să vă abonați, să mă ajutați să fac, după cum v-am spus, un Q&A în care, bineînțeles, am nevoie de întrebările voastre și în care voi veți putea afla mai multe despre mine și despre familia mea. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți
Noi ne vedem mâine, nu știu, ori într-un nou vlog, ori mâine voi filma, pentru că astăzi trebuie să merg la cumpărături și mâine voi filma ceea ce am reușit să cumpăr astăzi. Nu știu, sigur, așa că ori, mâine ori veți vedea un vlog nou, ori ce produse am mai cumpărat astăzi. Așa că noi oricum ne vedem mâine într-un nou vlog sau ce-o fi el. Eu vă las acum, vă doresc multă sănătate și vă îmbrățișez cu drag. Vă pup, pa, pa!